putem trata simplu și eficient tusea copiilor? Ce este xeroza cutanată și ce ne recomandă specialiștii în sănătate pentru a ne păstra pielea hidratată și sănătoasă în sezonul rece? Și mai ales, ce sunt cariile și cum ne poate ajuta laserul în tratamentul acestora? Sunt Consuela Bălașa și mă bucur tare mult să fim împreună într-o nouă ediție Mensana, care va răspunde tuturor acestor întrebări. Dacă ne urmărești mediul online, te încurajez să ne scrii întrebările tale și de asemenea să ne și distribui, pentru că sunt convinsă că informațiile noastre îi pot ajuta pe cunoscuții tăi. Să începem! La copii, tusea poate dura între 7 zile și 3 săptămâni. Dacă nu este tratată corect, aceasta se poate agrava în timp, provocând diverse complicații. Dureri în piept, usturime și uscăciune în gât, dureri de cap sau stare generală de rău. Atunci când copilul este bolnav, părintele este în panică și caută soluții rapide, dar și ușoare, ușor de suportat de către cel mic. Mă bucur tare mult că avem medici care își fac timp să vină alături de noi cu informații de care avem nevoie, pentru că de foarte multe ori ne speriem că putem sta prea mult în fața unui cabinet, mai ales că aceștia chiar ne invită să rezolvăm aceste lucruri care sunt relativ ușoare acasă, să nu mai ocupăm atât de mult camera de gardă. În acest scop, lângă mine se află Dorina Agachi, medic pediatru, și mă bucur tare mult că este cu noi prin Skype, tocmai de la Chișinău. Vă salut și mă bucur tare mult că suntem împreună. Și eu vă salut din nou. Vă mulțumesc foarte mult pentru noua provocare. Eu mă bucur și mai mult pentru că ne putem auzi așa și putem face ca lucrurile să ajungă mai ușor la părinții care în perioada asta chiar sunt panicați și chiar am văzut destul de mult acest stres. Ce ar fi mai bine să fac, pentru că informațiile sunt multe, le luăm din diverse surse și ajungem să facem experimente pe propriul copil pentru că vrem să-i fie mai bine cât mai repede. Vreau să vă întreb ce ați observat că se întâmplă acest an diferit față de ceilalți ani. Da, deci ceea ce se întâmplă cumva era un pic așteptat de către noi ca și comunitate medicală, pentru că este un lucru normal după ce a fost noțiune de pandemie, noțiune în care tot ce se numește îmbolnăvirile erau focusate și toată starea de sănătate a tuturor copiilor și adulților a fost pusă sub jugul infecției cu SARS-CoV-2. În această perioadă, celelalte infecții au rămas și ele ușor intimidate de acest SARS-CoV-2 și cumva s-au mai retras de pe scena de infecțiozitate. Și în această perioadă avem perioada de după această pandemie, atunci când toate celelalte infecții încep din nou să-și reorganizeze poziția sa pe acest segment anual și e clar că vin cu un val de vigilență virusologică mai înaltă și sugrumă organele, sistemele de organe, epitelele de intrare mai puternic. Prin ce se manifestă asta? Prin niște simptome clinice mai strigătoare. Aceeași tusă mai insistentă, aceeași febră mult mai înaltă de peste 39-40, adică gen hiperpirexie. Această stare de slăbiciune generală sau de suferință a copilașilor, adică cu sindromul de intoxicație mai pronunțat. Pentru că virusul, în momentul în care a penetrat în corpul copilului și sau adultului, ce face? În sfârșit, mi-am găsit o gazdă unde pot din nou să mă multiplic, deci am revenit iarăși din nou pe scenă. Este ca și cum ai sta în concediu de maternitate sau de îngrijire a copilului acasă și te-ai întors la lucru și iarăși ești așa foarte, foarte activ și vrei foarte mult să începi să faci, ai doza aia de energie. Același lucru se întâmplă și cu tot ce se numește microorganisme infecțioase, viruși, bacterii, ciuperci, paraziți. În momentul în care au stat acolo în umbră și s-au temut de tot ce se poate întâmpla cu ei, acum când au revenit pe scenă, sunt mult mai strigători. Și prin simptomele clinice noi vedem că, de multe ori, anul acesta avem stările de îmbolnăvire mai manifeste, mai aprige sunt simptomele, mai conturate. Mai mult decât atât, avem îmbolnăvire cu un volum de simptome, cu o pauză mică de 1-2 zile fără de simptome și cumva familia se relaxează că s-ar fi în perioada de convalescență, copilul s-a tratat. Trec aceste 1-2 zile și din nou avem un croșet, fie că este doar febril sau chiar cu simptome mai multe decât au fost. Un al treilea element care mai este un pic pentru acest sezon, lucru care era și de așteptat, o rată de complicații un pic mai crescută. Deci, iarăși, o spun foarte rațional, nu vorbesc despre a introduce panică în rândurile societății, dar e o noțiune care unii copii, fiind foarte, hai să spun așa, în lanț, cu îmbolnăviri, starea de imunitate de a se apăra începe un pic să scadă și această vulnerabilitate
cumva îi induce pe copilaș să fie după 2-3 episoade de îmbolnăvire și cu un risc de a se complica. Complicații, nu vorbim despre secții de reanimare, intubări sau chestii foarte, foarte de mashup, dar chiar și necesitatea de a administra gen un antibiotic în 1-5% de cazuri, sau necesitatea poate de staționar, sau necesitatea de o terapie infuzională la unii copii care se deshidratează. Deci e o chestie care s-a mai întâmplat. Nu e o chestie care nu poate fi rezolvată. Doar că mesajul de luat acasă în acest moment este că anul ăsta cu adevărat avem un pic altfel de ce s-a întâmplat poate chiar ultimii 3-5 ani. Pentru că cei mai vulnerabili rămână să fie copiii până la 6 ani și dacă cu 3 ani urmă ei aveau, de zicem, un an, 3 și acum după pandemie au încă până în 6, tot sunt acea grupă de copilași cu riscuri mai mari și părinții zice, păi, dar copilul meu nu face așa îmbolnăviri, copilul meu n-a avut niciodată așa febră, el nu a mai tușit așa niciodată. Și iată, acest niciodată îi determină pe ei ca părinți să se grăbească la acțiuni. Iată, aici apare, de fapt, acea, hai să spunem noi, cascadă, despre care ar trebui astăzi foarte așa mai punctat să apreciem. Frica aceasta începe să pună, așa, să bântuie printre părinți și pune stăpânire pe gradul lor de emoții și determină în acțiuni, vreau ceva mai repede, hai că sunt gata să fac orice. Ce ai mai făcut tu? Îmi dai și mie un sfat? Și tu ai avut așa ceva, ce ar trebui să fac? Și cumva încep să discute. Deci nu se începe nicio cafea de dimineață la serviciu, nicio pauză de prânz la lunch, fără dialoguri, în cazul în care sunt acolo 2-3 mămiți sau poate chiar și tătici care au copii acasă, nu o să treacă nicio zi măcar fără de a discuta cel puțin un caz de îmbolnăvire. Și iată, la aceste întâlniri este foarte bine că se dezvoltă subiectul. Partea mai puțin bună este că se aruncă cu sfatul unul altuia și mai și pe deasupra le mai și pun în practică. Și de aici se încep greșelile, pentru că unele sfaturi sunt mega prețioase și sunt foarte aplicabile, iar altele pot doar să dea complicații. Și asta e partea negativă, că de multe ori se întâmplă anul acesta să ne ocupăm de a rezolva niște consecințe în urma acțiunilor greșite. Genul de situație atunci când se instituie, da, pentru tusă terapii neinhalatorii. Avem o procedură medicală care se numește inhalația. Nebulizarea este o tehnică medicală prin care inducem, da, administrarea unui medicament în căile respiratorii. Și asta este o tehnică medicală super bună, cu un grad de aplicabilitate foarte înalt, dar nu putem să nebulizăm orice și este total contraindicat să facem aceste cocktailuri în condiții de casă și să inventăm cum că mi-a zis, cum că pe cineva l-a ajutat. Deci o chestie care se atribuie numeric la 1, 2, 3 copii și o standardizăm ca și un plan de lucru pentru toți. Copiii în tusă este foarte important să-i lăsăm să tușească. Și părinții care doresc agonic, nu mai vreau să tușească, eu m-am săturat de tusă, una, două tușește. Deci e o chestie care înseamnă că acest părinte își dorește să se întâmple altceva decât e în fiziologia acelui copil. Ca și noțiune de bază, tusa este un act reflex de curățare a căilor respiratorii. Tot ce se numește tusă pe care copilul o poate duce, adică nu are insuficiență respiratorie, nu are respirație îngreunată, doarme liniștit, dar pe parcursul zilei tușește așa bine, este super perfect. Asta înseamnă că căile respiratorii acestui copil s-au activat, fiind deranjate de un conținut, de o particulă infecțioasă, de mucozitate, de excitare de la un miros sau orice, și el tușește. În boală, tusa are oricum un circuit, adică un curs al său. Se începe inflamația, apare foarte rar, s-a cadat ușor. Ulterior, acest rar se poate transforma în mai frecvent, din uscat în umed și termen de 3 săptămâni se poate definitiva. Orice inflamație bronșică sau sindrom bronșitic, obligator, își are un termen de zile care va dura până în 3 săptămâni. Întotdeauna orice tusă care nu alterează starea generală a copilului, de cele mai multe ori este lăsată și încurajată să fie prezentă și copilul să-și curețe sigur prin fiziologia sa, pentru că noi oamenii avem reflexe și mecanisme de apărare de toate sistemele, de la nas cu strănut, de la gât cu un pic de inflamație, de la căi respiratori cu tusă, de la toate părțile anatomice, dacă și în urechea a căzut ceva, cerumenul aruncă afară. Și noi nu ne folosim de aceste procese fiziologice de multe ori și dorim imediat să ne punem capac. De aici apare că, bine, dar cum 3 săptămâni să tușească? Păi e normal să tușească un copil. Momentul este atunci când tusa aceasta este însoțită de niște stări de, hai să spunem așa, de conturare a unei gravidități, da? Copilul începe să prezinte tusele foarte chinuitoare.
alea sunt puse deja fie cu caracter obstructiv, fie că este cu o dominantă alergică sau hiperexcitatorie. Și atunci copilul ăsta obligator trebuie să fie văzut de doctor. Aici e limita. Părintele nu trebuie să se mai implice, pentru că dacă vorbeam mai devreme despre tusa simplă, gen dacă părintele o să facă o nebulizare cu soluție fiziologică, standardul cunoscut, natriu clor de 0,9, nu o să-i facă nimic rău, o să umezească tusa, o să-i ofere această hidratare internă de la năsuc în jos pe toate căile respiratorului și e super bine, super corect. Cazul în care noi vorbim despre copilul cu tusă sacadată, chinuitoare, care arată o dificultate respiratorie, fie că este dispnea inspiratorie sau expiratorie sau e mixtă, nu mai e deja valabil natriu clor cu 0,9. Nu mai e valabil să iau eu ca părinte deci această determinare să încep un tratament acasă. E obligator vizita la doctor. E obligator aprecierea saturației cu oxigen sau acea pulsoximetrie, ca să înțelegem până la ce nivel suntem cu copilul. Suntem încă cu trimiterea acasă sau rămânem staționar. Dar în acest caz, de multe ori părinții, din anumite frici sau din anumite condiții, încep singur să-și ia această determinantă și fac tratamentele acasă și încep a adăuga bicarbonat de sodiu, diferite uleiuri esențiale, plante și copilul ăsta, ce se întâmplă? Și mai tare agravează, complică și ajungem copilul ăsta într-o insuficiență respiratorie că uneori suntem obligați să picurăm corticosteroizi pe venă ca să putem să scoatem sindromul de hiperexcitare, edem și obstrucție. Copii care e necesar să le nebulizăm cu adrenalină pentru ca să le scoatem spasmele. Momentul este soluția fiziologică în tusele uscate, ușoare, domoale, părinții o să poată să o folosească, sau soluția hipertonică în tuse umede, productive, iarăși ușoare, domoale, fără alterarea stării generale. În rest, părinții trebuie să știe că orice soluție care se pune în nebulizare este medicament și el trebuie să aibă o indicație clară, o indicație oferită de către medic în baza unui diagnostic după o examinare clinică. Mai există un detaliu că unii copii care sunt cu patologia căilor respiratorii ca și astm bronșic, wheezing recurent sau acele alergoze respiratorii generale au deja indicații de durată. Și acei părinți în anumite crize de tusă sunt deja ghidați, școlarizați de către medicul lor curant care îi supraveghează poate de ani de zile și le dă că uite, pentru astfel de tusă vei face așa. Pentru astfel de tusă o să faci asta. Deci acei părinți au clar îngustat cazul lor, individualizat și standardizat după tipul de problemă care o au. Ei nu pot să fie un furnizor de informație pentru o altă familie și să împrumute ideea, știi? La mine când tușa X, a, e ca și Gabi al meu, a, da, la mine tot la fel tușa și uite ce... Nu putem să admitem așa ceva, este total greșit și eronat, pentru că copilul ăsta are un diagnostic și are o supraveghere cu planuri de indicații, altul va avea cu totul alte indicații. Chiar dacă, la nivelul de ascultativ al părinților, ar semăna că tusa este la fel și la Gabi și la și la verișorul său, da? Lasă, mă gândeam că sub această mare umbrelă a tusei putem să credem că este un singur tip, o singură cauză și atunci administrăm același tratament pentru că ne gândim că e tot tuse. Mă bucur că facem această diferență astăzi. Aș vrea să vă întreb ce facem cu siropurile de tuse. Cât sunt ele de utile, când ar trebui administrate și ce ar trebui să conțină pe etichetă? Da, foarte important, pentru că și aici avem, noi ne bucurăm că suntem într-o evoluție în care pe rafturile farmaciilor găsim enorm de multe siropașe, pentru că, da, asta e. Momentul de lucru, tot ce se numește tusă până la 2 ani, categoric, este contraindicat, da, siropurile pentru tusă. Ulterior în timp, siropurile pentru tusă se indică după categoria tusei, da? Pentru tuse umede, pentru tusă uscată, pentru tusă spastică și așa mai departe. Siropașele pentru tusă trebuie să conțină obligator o substanță activă care este standardizată pe protocol. Noi avem foarte multe mixuri cu extracte din plante, da? Cu efectele promițătoare a acestor plante. Noi avem foarte mulți copii care au o contraindicație majoră de a nu primi aceste siropași pe bază de plante. Întotdeauna atunci când noi vorbim despre a fugi după un sirop, noțiunea părinților este vreau un sirop să-i tratez tusa. Lucru care este total greșit.
Tusa nu poate fi tratată printr-un sirop. Tusa, fiind un act reflex a unei cauze, deci pe noi cauza ne interesează, pentru că nu putem să tratăm consecința fără cauză. Uh-huh. Și siropurile efectiv pentru tusă sunt administrate pe durate foarte scurte, 5-7 zile, doar care vin să ajute o anumită tusă. Gen, dacă avem tusa foarte uscată, care dorim să o umedifiem la unii copii și nu putem să aplicăm terapie prin nebulizare, este voie de administrat un siropaș la copii mai mari de 6 ani pe bază de acele expectorante mucolitice, acetilcisteina, ambroxolul, bronhixina. Avem copii cu tuse convulsive, da, specifice, tuse infecțioase, când avem crizele de tusă și ca acest copil să nu intre în stopul respirator, în crizele, da, de respirație sufocantă, îi se administrează, da, butamirat de sodiu sau dexmetrofoane, deci sunt niște substanțe active standardizate de protocol și doar la indicația medicului. Nu poți ca și părinte să-ți asumi acest lucru, ar fi total greșit, pentru că avem situații când aici totul forfotește și tusa e mega activă, ea este super bună, noi așa și o numim, tusa super bună. Iar părintele de fapt ce vede? Vede starea de chin sau de suferința copilului și zice că nu mai vreau să sufere așa copilul meu, nu mai vreau să tușească. Și dă un antitusiv, adică oprește acest mecanism reflector de apărare, pentru că așa a decis el, pentru că s-a consultat poate cu cineva sau doar cu farmacistul. Și ce face? Reflexul ăsta este pur și simplu blocat, mucozitatea aia stă și stagnează aici și ce se întâmplă decât doar complicații. Mucozitatea este un produs final al corpului pe care corpul vrea să o arunce afară. Iar părintele dorind să oprească mecanismul de apărare, pentru că el se gândește că tusa e boală. Tusa nu e boală, tusa este doar un act reflex care este o consecință a unei boli. Și respectiv el oprește acest fenomen super bun prin aceste siropașe. Orice sirop pentru tusă, încă o dată spun, trebuie să fie doar la indicația medicului. Maxim ce își poate asuma un părinte în tusă înseamnă doar pentru tusele ușoare, nebulizare cu soluție fiziologică pentru umezire sau soluție hipertonice pentru drenaj, adică pentru a încuraja și mai mult tusa, cilii vibratori să fie puși în mișcare și să dreneze căile respiratorii. În rest, toate celelalte siropașe cu anumite promisiuni, este mai bine să discutați cu medicul dumneavoastră, pentru că de multe ori ele sunt contraindicate copiilor. Îmi place foarte mult cum ne vorbiți și mă bucur foarte mult că punem pe masă aceste situații de importante. Aș vrea să vă mai întreb, pentru că suntem cumva strânși de timp, ce facem cu acea stare de gât iritat după ce am avut o perioadă de 2-3 săptămâni în care copilul a respectat acest reflex și l-am lăsat să și-l exprime? Cum putem calma gâtul, cum îl putem hidrata? În cazul în care noi vorbim despre iritația asta care o simt copiii, da, anatomic, deci dacă noi vorbim despre gât, când noi zicem gât, noi ne referim la ceea ce deschidem gura și ne uităm. Dar de fapt asta se numește faringe, da? Asta îl irită pe copil, aici îl doare, când zice că mă zgârâie în gât. După toată anatomia, deci în știința medicală, partea asta de gât, aici deja este laringe și trahee. Aici noi de obicei putem să avem doar starea de gen că tușesc, voce răgușită sau stridor, da, acea respirație tusă lătrătoare, da, cu stridor, da, cu respirația de asta cu comotoasă. Iar pe copil în momentul în care îl irită sau îl zgârâie, asta înseamnă în faringe. Faringele poate fi văzut, noi avem acces către faringe, fie cu un anumit spray, fie cu lichide. Deci lichidele călduțe. Nu trebuie să fie fierbinți categoric, dar ele chiar poate să fie mai reci și cu atât este mai bine. De aici ar mai dezbate un mit că în momentul în care te doare gâtul, fumbuța să bea un ceai fierbinte. Nu! În momentul în care te doare, asta e clar că este un proces inflamator, un proces cu înroșire, un proces care trebuie un pic să fie temperat. Deci, adică gen arde focul, deci nu mai torn ulei fierbinte, dar imediat vin cu ceva apă peste el. Același lucru este și cu gâtul iritat. Hidratarea maximală, da, și poate, dacă copilul tocmai nu poate înghiți de tare ce îl doare, să permite, deci, aceleși uleiuri de cătină sau spray-uri pe bază de ulei de cătină simple. Dar de cele mai multe ori, dacă copilul duce un ritm de viață cu o hidratare satisfăcătoare, cu o alimentație satisfăcătoare, recuperarea acestor mucoase iritante se întâmplă până la termen de 7 zile obligator și nu necesită foarte, foarte multă implicare. Dacă copilul este fără febră și are doar ușor disconfort în gât, pentru aceste situații, multă știință nu trebuie, da? E de ajuns doar să fie hidratat corespunzător și lucrurile astea se cicatrizează, pentru că organismul are o proprietate.
tot ce este dezintegrat, fisurat, așa, obligator să se orientează cu toate mecanismele sale imune locale ca să cicatrizeze, șlefuiește și recupera. Dar există o perioadă care e obligator să fie, adică nu poți să ai astăzi gât inflamat și până seara nu mai vreau să-l am. Că nu e așa. Organismul nu e o mașinărie pe care apeși butonul și instanța a declanșat procesul. Există câteva cicluri biochimice, celulare, pentru ca să înceapă acolo această cicatrizare, această refacere. Și aceste zile, iată, îi face pe părinți să fie foarte, foarte grăbiți și foarte ușor nerăbdători, hai să zicem, și să-i ducă în acțiuni greșite. Bagă siropuri, bagă spray-uri foarte multe, pastile, drajeie de suc. Dacă e și să vorbim despre impactul foarte negativ, nu este, dar nu trebuie chiar și să magazinăm în copil o polipragmazie rapidă, pentru că eu ca părinte vreau. Copilul se joacă, copilul este activ, practic el, chiar și la cabinet vedem situații în care copilul efectiv nu ne comunică foarte multă suferință, dar părinții mai vor ceva, că trebuie să fie rapid. Iar, de fapt, activitatea și starea generală a copilului nu ne cere acest lucru. De multe ori spun, întotdeauna trebuie să ne focusăm să tratăm sau să oferim indicații medicale doar în baza aspectului clinic al copilului. Și dacă acesta este super activ și zice că un pic îl doare, îi comunicăm că e normal să-l doară, îl va mai durea puțin, e nevoie un pic de răbdare din partea lui, dar maximală hidratare și orice țesut în cazul în care este bine, bine spalat, bine, bine oferit, imbibat cu lichide, el obligator își va reveni la loc în câteva zile. Pentru că ne-a spus de hidratare, un răspuns în câteva secunde. Supa de pui, ciocolată caldă, mierea ajută în aceste situații? Nu, absolut. Nu sunt cu o indicație directă, sunt niște mituri care se obișnuiau să le avem poate și noi în copilărie și cu neii noștri și au transmis din generație în generație cu toate tradițiile și aceste situații ca și niște recomandări tradiționale. Nu e niciun argument, absolut. Rău nu o să-i facă, dar în același timp, încă o dată în plus, tot ce este roșu, inflamat, dureros, categoric nu ferbinte. Asta e regulă de bază. Ba din contra, cât mai mult înghețată, cât mai mult rece, cât mai mult temperatura de la frigider și asta se încurajează să fie chiar începând cu un an și jumătate. Adică în momentul în care dăm iaurt copilul, nu-l punem în cuptorul cu microunde să-l încălzim sau îl scoatem pe masă de dimineață până seara. Instant din frigider și astfel se începe această adaptare așa a epitelilor, acea noțiune de călire pe care o dorim noi cu toții pentru copiii noștri. Vă mulțumesc mult pentru precizări, pentru informațiile importante pe care ni le-ați transmis și mă bucură gândul că știu că ne vom reîntâlni în edițiile noastre. Cu siguranță, cu mare drag! Vă mulțumesc tare mult! Vă mulțumesc și vouă, dragilor, dar nu plecați pentru că vom continua ediția Mensana. Cu cât aflăm mai multe despre dinții noștri, cu atât realizăm cât sunt de fascinanți. Dantura este un mecanism întreg care lucrează pentru tine. De ce apar cariile? Ne spune istoria. Copiii din era preistorică dezvoltau carii foarte rar pentru că zahărul era inexistent în regimul lor. Cea mai puternică substanță din corpul nostru este smalțul. Este chiar mai rezistent decât oasele. Dacă ești dreptaci, vei tinde să mesteci mâncarea pe partea dreaptă. Stângacii vor mesteca mai mult pe partea stânga cavității bucale. Cei ambidextri nu au preferințe. Dragilor, știu că ne dorim toți să fim fericiți, ne dorim toți să afișăm un zâmbet larg și să ne bucurăm de dinți sănătoși și frumoși. Din fericire, trăim vremuri în care stomatologia cunoaște dezvoltări faine și vin toate în sprijinul pacientului care să suporte cât mai puțin disconfort sau durere. Mă bucur foarte mult că lângă mine astăzi se află dr. Omar Dafne, medic stomatolog, și abia aștept să aflu informații importante despre cum putem folosi laser în tratamentul carilor. Bine ați venit! Bine v-am găsit, mulțumesc de invitație. Mă bucur tare mult că sunteți aici pentru că sunt pacienți reticenți și la durere, și la anestezie, și la mirosul de stomatolog, dar și la tehnologia nouă care apare în cabinete. Și trebuie cumva să înțelegem că toate vin în sprijinul nostru, dar ne relaxăm atunci când aflăm cum funcționează și care sunt beneficiile. Și cam asta ne-am propus și astăzi. Aș vrea să vă întreb care sunt principalele cauze pentru care cariile apar. Bun, în primul rând, caria este o boală infecțioasă, deci este produsă de anumite bacterii. Ce se întâmplă cu aceste bacterii? Ele atacă țesuturile dure dentare, adică smalțul, dentina, cementul. Este un atac acid produs de bacterii și este, ca și cauze secundare sunt igiena deficitară, care este o problemă foarte importantă, și bineînțeles o alimentație bogată în zahăr, în carbohidrați.
Acestea sunt principalele cauze. De aceea este foarte important și punem accentul pe o igienizare acasă, cât mai completă, de 2 ori pe zi și mai ales cu foarte mare accent pe cea realizată seara, care trebuie să cuprindă ață dentară, periaj și apă de gură. De asemenea, se recomandă un control periodic la medicul stomatolog, aproximativ la 6 luni, pentru a putea ține sub observație orice tip de modificare care apare la nivelul cavității orale. Mă gândeam acum la cei care se confruntă cu multe carii ca număr, dar și frecvente procese carioase după ce au reparat cariile. Au aceștia anumite predispoziții genetice sau este mai degrabă o vorbă despre carențe pe care le au în organism? Bineînțeles, există un cumul de factori, într-adevăr. Există și anumite predispoziții, există și acest factor microbian de care spuneam, dar în principiu acestea se rezolvă tocmai printr-o igienă foarte bună și un control periodic. Uh-huh. Și ajungem în această zonă faină care ne interesează și anume laserul. Da. Cum funcționează minunea asta? Cum acționează el asupra unei carii? Unde știm că medicul stomatolog vine cu o freză, curăță, aplică anumite substanțe și apoi un material care să acopere locul din care a luat material. În primul rând, trebuie să specific ceva. Există mai multe tipuri de laser. Uh-huh. Sunt lasere care acționează strict pe țesuturi moi, adică la nivelul obrajilor, frenurilor, și sunt lasere care acționează atât pe țesuturi moi, cât și pe țesuturi dure. În clinica noastră există ambele tipuri de laser, de aceea acoperim o plajă foarte largă de manopere. În cazul laserului care acționează pe țesuturi dure, mecanismul este foarte simplu. Adică, practic, ce se întâmplă? Se acționează la nivelul țesuturilor care conțin apă, deci resoarbe apa. La nivelul unui proces carios, cantitatea de apă este mult mai mare față de țesuturile noastre dentare, astfel că el acționează selectiv și elimină strict țesutul carios de la nivelul dintelui. De aceea este și minim invaziv, adică nu există riscul de a subția pereții în plus. Uneori, din păcate, cu freza se mai poate întâmpla acest lucru. Un alt lucru foarte important, comparativ cu tratamentul clasic prin freză, este faptul că este non-contact. Noi, practic, nu atingem dintele în momentul în care acționăm, deci nu se vor resimți vibrațiile care se simt în general la freză, dintele nu se supraîncălzește, deci nici nu există riscul ca nervul să fie afectat. Și un alt motiv pentru care noi nu mai trebuie să folosim, în general, anestezia. Pacienții au o sensibilitate dureroasă mult mai scăzută față de tratamentul prin freză. Și confortul este mult mai mare. Un alt avantaj al laserului este faptul că este bactericid. Practic, în momentul în care noi curățăm caria, în același timp se și elimină bacteriile de la acel nivel. Deci, nu vom avea un risc de o carie secundară sau o recidivă de carie pe termen lung. Cam acestea sunt avantajele principale ale laserului comparativ cu freza clasică. Eram convinsă că ne veți relaxa rapid, adică în momentul în care înțeleg cum funcționează lucrurile, le acceptăm mai ușor în viața noastră și mai ales în gura noastră, pentru că asta înseamnă stomatologie. Vreau să vă întreb, atunci când avem o freză, cumva mergem pe încredere că știe medicul exact cât să, unde să se oprească, pentru că se observă cum face curățarea. În cazul laserului se observă cum se curăță caria? Știe când să se oprească? Bineînțeles. Cum spuneam, el curăță selectiv. Practic, el singur știe ce țesuturi trebuie curățate. Se creează și anumite microretenții, astfel încât materialul pe care noi îl vom pune ulterior va adera mult mai bine. Bineînțeles, se va face o verificare după ce curățăm cu laserul, se mai face încă o verificare de către medic, dar da, în principiu este o colaborare practic între aparatură și medic. Îmi place foarte mult și mă oblig să vă întreb dacă sunt și costuri mai mari. Noi fiind foarte atenți la bugetul nostru și planificând deja fiecare cheltuială pe care o facem, ar trebui să ne așteptăm la costuri mai mari pentru că aparatul este unul nou și performant? Într-adevăr, costurile sunt un pic mai mari, dar
în principiu merită pe termen lung, mm-hmm. pentru că, așa cum spuneam, nu există riscul acela de a apărea carile din nou și a ne prezenta din nou peste un an, doi, când, nu știu, ne cade plomba sau s-a infiltrat de jur împrejur și avem bacterii în zona respectivă. Deci, pe termen lung, este o investiție foarte bună de făcut. Deci, un dinte odată tratat cu laserul rămâne practic vindecat, nu avem șanse să apară o nouă carie pe suplomă pe care am primit-o deja anterior cu un an sau doi în urmă. O altă întrebare foarte importantă. Dacă și copiii cu carii pot beneficia de laser? Bineînțeles. La copii, cu atât mai mult este important, pentru că, după cum știți, ei au o anumită frică de acul de anestezie. Uh-huh. Este această temere. Nefiind nevoie, practic, scăpăm de un factor stresant pentru ei. Bineînțeles că pot beneficia și chiar este indicat și este mult mai rapid și tratamentul în sine. Și mai rapid și mai ușor. Vreau să vă întreb dacă sunt contraindicații pentru laser. O vreo stare de sănătate a pacientului nu îi permite să beneficieze de acest tratament? Nu, în principiu nu ar trebui să fie niciun soi de contraindicație, tocmai pentru că noi nu atingem practic dintele, deci nu am avea nicio problemă. Contraindicațiile în general erau pe partea de anestezie la anumiți pacienți, dar dacă noi nu mai folosim în marea majoritate a cazurilor, nici nu există aceste contraindicații. Și o ultimă întrebare, ca să avem și o concluzie. Ce recomandări aveți pentru pacienții care încă prezintă rezistență, încă sunt reticenți la aceste tratamente noi care apar? În primul rând, îi invităm la o consultație în care putem să discutăm toate avantajele din nou și le putem explica pas cu pas fiecare etapă pe care noi o realizăm în cadrul tratamentului cariei și în care discutăm inclusiv toate etapele igienizării și le facem un plan de tratament, pozele cu camera intraorală și sunt convinsă. În general, oricum, pacienții care beneficiază de acest tratament cu laser rămân în tratament mai departe și nu mai doresc să se întoarcă la freză. Deci atunci când ne îndrăgostim, e ca în viață. Rămânem acolo pentru că ne-a cucerit definitiv. Vă mulțumesc mult pentru că ați fost cu noi. Ne bucurăm foarte mult că Life Dental Spa vine către noi cu aceste servicii de calitate și mă bucur și mai mult că investiți în aparatură pentru a veni în sprijinul pacienților voștri. Mulțumim mult! Mulțumesc și eu foarte mult! Vă mulțumim și vouă pentru că ați fost cu noi, dar nu plecați, pentru că urmează, evident, să continuăm această interesantă ediție cu subiecte noi și faine. Xeroza cutanată este denumirea medicală pentru pielea uscată, lipsă de luciu, aspră la atingere. Tegumentelor xerotice le lipsește emolierea stratului extern al epidermului, adică stratul cornos, fapt care duce la crăparea pielii. În general, ne deranjează uscăciunea pielii atunci când începe să ne usture sau când devine atât de strânsă încât orice mișcare este realizată cu limitare. Aflăm astăzi de la medicul dermatolog Dana Bratu ce este și când apare xeroza cutanată. Xeroza cutanată, în termeni medicali, înseamnă de fapt uscăciunea pielii. Uscăciunea pielii poate să însemne ceva diferit pentru fiecare pacient în parte. Pentru un pacient putem vorbi despre cojițe pe care să le aibă la nivelul pielii. Pentru alt pacient poate să însemne o piele care strânge, o piele care după duș creează probleme, ustură sau se înroșește foarte ușor. Care sunt zonele unde apare xeroza de regulă? Unde obișnuim să observăm această uscăciune a pielii? Xeroza poate să afecteze orice zona a pielii. E adevărat că suntem protejați de xeroză pe ariile sebodependente, pe ariile unde producem sebum, cum ar fi zona feței sau zona spatelui. Xeroza se accentuează în sezonul rece și apare în mod special pe zonele care sunt expuse la temperaturi scăzute, cum este zona mâinilor, spre exemplu. Tindem să dezvoltăm dermatitis de contact, piele uscată pe mâini, mai ales în cazul în care nu purtăm mănuși de regulă. Care sunt semnele că pielea noastră are nevoie de o atenție mai amănunțită și bine ghidată? În afară de înaintarea în vârstă, prin care vom trece toți, factorii genetici sunt importanți, dar și factorii de mediu. Dacă, spre exemplu, obișnuim să facem băi foarte fierbinți, trebuie să ne așteptăm să avem pielea mai uscată, pentru că băile foarte fierbinți deshidratează pielea. De asemenea, este important și ceea ce folosim în timpul dușului. Medicii dermatologi întotdeauna vor recomanda să înlocuiți clasicul săpun, care are detergent, care are surfactant agresiv pentru epiderm, cu geluri blânde de curățare, care să nu conțină iritanți, care să nu conțină foarte mult parfum, să nu conțină uleiuri esențiale, ci dimpotrivă agenți care să fie emolienți, să fie bogați în glicerină, în pantenol, în acid hialuronic.
Este un motiv de panică uscăciunea exagerată a pielii? Dr. Dana Bratu ne ajută și cu acest răspuns. Seroza ne sperie doar dacă este asociată și cu simptomatologie. Dacă ne mănâncă pielea, dacă începem să dezvoltăm fisuri, dacă începem să dezvoltăm eczeme. Pentru că foarte mulți pacienți au deja manifestări cutanate preexistente. Psoriazis, dermatite de contact, dermatită seboreică sau dermatită atopică, care, din păcate, în sezonul iernii se vor agrava. De asemenea, persoanele care au astfel de afecțiuni tind să dezvolte și mai ușor infecții cutanate, pentru că se creează o punte între mediul extern și mediul intern al pielii și bacterii, fungi, paraziți pot să penetreze mult mai ușor tegumentul care este deshidratat. Este ceva transmisibil când vorbim despre xeroză? Estetic ne deranjează, dar întrebarea ne vine în minte când dăm mâna cu o persoană care are pielea diferită decât suntem noi obișnuiți. Xeroza nu se transmite, nu este o afecțiune contagioasă, este prestabilită genetic. Anumite persoane care au în familie rude ce au piele uscată s-ar putea să dezvolte și mai ales odată cu trecerea timpului această problemă. Pentru că mâinile se usucă foarte ușor, anumite afecțiuni precum vitiligo sau psoriazis chiar se localizează la acel nivel și atunci persoanele care se confruntă cu astfel de afecțiuni au reticențe în a da mâna cu cineva pentru a nu crea celuilalt un disconfort. Dar trebuie să ținem cont că astfel de probleme nu sunt transmisibile. Cum tratăm xeroza? Va trece definitiv sau ne va aminti în funcție de sezon că este acolo? O persoană care are piele uscată va trebui să-și îngrijească tegumentul pe tot parcursul vieții. În sezonul rece să folosească haine care să acopere tegumentul expus la temperaturi joase, iar rutina de skincare trebuie să fie îmbogățită cu produse care să fie mai grase, mai unctuoase, care să aibă uree, ceramide. Ceramidele sunt grăsimi pe care noi în mod natural le avem la nivelul pielii, dar le pierdem odată cu tăcerea timpului și mai ales când ne expunem la temperaturi joase. Toate produsele de skincare trebuie să conțină agenți care să ni se potrivească și cel mai important să le folosim măcar de două ori pe zi, dimineața și seara. Niciodată nu vom spăla mâinile fără să aplicăm imediat o cremă de mâini. Recomand pacientelor pentru ușurința aplicării să-și lase crema de mâini pe chiuvetă. Specialiștii în sănătate ne așteaptă măcar anual în cabinetele lor pentru a primi confirmările sau recomandările personalizate. Când devine însă imperios un consult dermatologic? Dacă avem piele uscată, nu trebuie neapărat să cerem un sfat dermatologic. Putem începe cu produse de îngrijire. Dacă observăm însă că aceste creme nu-și mai fac efectul, adică pielea se usucă din ce în ce mai tare, apar fisuri, apare roșață la nivelul ei, cu siguranță ar trebui să cerem și un consult dermatologic, pentru că s-ar putea să fie anumite afecțiuni subiacente subdiagnosticate. Cu pumnul strâns, nu poți da mâna cu cineva. Sunt Consuela Bălașa și duminica viitoare la aceeași oră 12 ne vom întâlni pentru a învăța împreună de la specialiști cum să fim sănătoși, tineri și, bineînțeles, și frumoși, pentru a veni cu deschidere și blândețe către ceilalți, dar și cu corpul care să ne permită acest lucru. Îți doresc o săptămână pe gustul inimii tale. La revedere!